Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântată să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacuvioase Părinte, duhovnic, preacuvioase Maică Stanță, preacuvioase Maici, drept slăvitori creștini, din mila lui Dumnezeu și din nemărginita sa dragoste, am ajuns, iată, și în acest an, în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post. Închinată Sfântului era Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, care a viețuit în secolul al XIV-lea și care este ocrotitorul Salonicului alături de Sfântul Dimitrie cel Nou, izvorătorul de mir, și care se află la Catedrala Metropolitană din Salonic, Sfintele sale moaște fiind acolo așezate la loc de mare cinste. Și astăzi, acolo, la Tesalonic, poate mulți dintre dumneavoastră ați fost și ați văzut și știți despre ce este vorba. Este mare praznic, sărbătoare, cu procesiune, cu slujbe, cu rânduieli foarte frumoase, toate închinate Sfântului Grigorie Palama. Ați luat aminte și am luat aminte cu toții la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, a Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadociei, când în duminicile postului mare această Sfântă Liturghie se săvârșește, a Sfântului Vasile cel Mare, și ați ascultat cu toții rugăciunile frumoase ce se citesc de către preotul sau preoții slujitori în Sfântul Altar, din cuprinsul, din cadrul acestei Sfinte Liturghii alcătuită de Sfântul Vasile cel Mare. Dar totodată, cum spuneam, am luat cu toți aminte la momentul potrivit al Sfintei Liturghii că s-au citit două pericope evanghelice. Prima, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, capitolul 2, versetele 1 până la 12, în care ne este relatată minunea vindecării paraliticului sau a slăbănogului din Capernaum. Iar a doua, închinată pomenirii Sfântului Grigorie Palama, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 10, versetele 9 până la 16, în care ni se vorbește, Hristos Domnul ne vorbește de El însuși ca fiind păstorul cel bun. În prima pericopă evanghelică am luat aminte, cum spuneam, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a mai săvârșit o minune. Aceea a vindecării unui paralitic, a unui slăbănog, a unui paralizat. În cetatea în care a mărturisit el cel mai mult și care era preferată și iubită de el în mod deosebit, Capernaum, care cetatea astăzi nu mai este decât ruinele ei. Dacă ați fost în Țara Sfântă, poate ați ajuns acolo și ați văzut. Dar atunci era un oraș nu foarte mare, al Țării Sfinte, în care Mântuitorul a propovăduit cel mai mult și a așezut cel mai mult în cei 3 ani și jumătate cât El a propovăduit și mărturisit aici pe Pământ în lucrarea Sa mântuitoare. Mântuitorul și atunci, acolo, în Capernaum, propovăduia învățătura lui Dumnezeu. Și iată că, la un moment dat, 4 oameni aduc un paralizat.
pe care îl scoboară după ce au desfăcut acoperișul casei înaintea Mântuitorului, căci el era împresurat de mulțime multă sau mare. Și Mântuitorul îl vindecă pe paralitic de toată neputința și de toată slăbiciunea lui, spunându-i că iertate-i sunt păcatele. Deci îl dezleagă de păcatele sale, de boala sa și de neputința sa, fiindcă păcatul este cel care provoacă sau generează în om boala, ori neputința. Cele mai multe boli trupești sunt generate de bolile sufletești. Păcatul stă la rădăcina tuturor răutăților, bolilor și necazurilor oamenilor în această viață pe acest pământ. Și iată că el pleacă la cauză, nu la efect. Tămăduindu-l pe neputinciosul de atunci, de acolo, de toată maladia păcatului. Spre a nu mai recidiva el și spre a nu se mai îmbolnăvi niciodată, nici sufletește și deci nici trupește. A fost impresionat, cred, Mântuitorul atunci, atât de boala și de neputința, o slăbiciunea